Știai că femeile trăiesc în medie mai mult decât bărbații? Știi care e motivul pentru care Delta Dunării este zona cu cei mai puțini locuitori pe kilometru pătrat? Ai idee care e cel mai populat oraș al României după București? Demografia României ne va răspunde la toate aceste întrebări. Merită să reții că populația României este de 20,1 milioane de locuitori, iar pe un kilometru pătrat trăiesc în medie 84 de oameni. Această răspândire nu este uniformă, nu deține fiecare român a 84-a parte dintr-un kilometru pătrat. Practic se face o medie între suprafața totală și numărul de locuitori. Cel mai populat oraș al României este Bucureștiul, cu cei aproape 2 milioane de locuitori ai săi. La polul opus este Delta Dunării, pentru că viața e foarte dificilă într-un spațiu aproape marin. Deplasarea pe apă e mult mai costisitoare decât pe șosea, pentru că o barcă consumă de 3 ori mai mult combustibil decât o mașină. Activitatea economică principală aici este legată de pescuit și de turismul sezonier. Pe de altă parte, nici câmpia Bărăganului sau vârful muntelui nu are populație densă, fiindcă aici apar alte dezavantaje. Pe munte e frig, iar în mijlocul câmpiei faci față cu greu arșiței și secetei. În urma ultimului recensământ a rezultat că 55% din populația țării trăiește la oraș, în timp ce doar 45% dintre români trăiesc la sat. Dinamica unei populații este dată de raportul dintre rata natalității și cea a mortalității. În traducere, pentru ca o populație să fie în creștere, trebuie ca numărul copiilor nou născuți să-l depășească pe cel al deceselor înregistrate într-un an. România, din păcate, are un spor natural negativ, pentru că la 12 decese se înregistrează doar 10 nașteri, conform recensământului din 2010. În ceea ce privește al doilea cel mai dens oraș populat după București, el este Timișoara. Acolo trăiesc aproximativ 311.000 de oameni. Urmează în aceeași categorie Iași, Cluj-Napoca și Constanța, cu puțin peste 300.000 de locuitori. Speranța de viață la femei este mai mare decât la bărbați, însă această caracteristică nu este specifică României. În timp ce o femeie ajunge în medie până la 75 de ani, la un bărbat speranța medie de viață nu depășește 68 de ani. Se pare că diferența este generată de capacitatea sistemului imunitar de a face față stresului și factorilor nocivi din mediul înconjurător. Ar fi de reținut așadar că populația României este de aproximativ 20 de milioane de locuitori, conform recensământului din 2011. În țara noastră, densitatea este de 84,4 locuitori pe kilometru pătrat, iar cele mai populate orașe sunt Bucureștiul, Timișoara, Iașul, Cluj-Napoca și Constanța. Iar la final o întrebare. În care dintre cele trei regiuni istorice sunt mai multe orașe? În Transilvania, în Moldova sau în Muntenia? E vreo legătură cu sporul de natalitate din aceste regiuni?